Chiril s-a născut, așa cum se spune în astfel de cazuri, cu lingurița de aur în gură. Tatăl său, Sergei Kirilovici Simin, era unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din regiune. A făcut averea sa cu 20 de ani în urmă și își consolida poziția în fiecare an. Avea doi copii, un fiu, Kiril, și o fiică, Olga. Olga era cu 5 ani mai mare decât Kiril. Copiii au rămas fără mamă foarte devreme, ea a murit de cancer când Olga și Chiril aveau, respectiv, șapte ani și doi ani. Chiril aproape că nu-și amintea de mamă. Avea amintiri foarte vagi despre cineva foarte frumos, care îi citea povești de noapte, dar nu-și putea aminti nici fața, nici vocea, oricât de mult încerca. Tatăl era un om de principii și reguli foarte stricte. În fața copiilor se comporta impecabil, fiind pentru ei un exemplu viu în toate. Desigur, îi iubea foarte mult pe fiul și fiica sa, iar ei știau și simțeau asta. Doar că nu vedeau niciodată slăbiciunile și emoțiile obișnuite pentru ceilalți oameni. O singură dată în viață, Chiril a văzut cum această armură s-a deschis puțin și a arătat un alt tată cu sentimente și experiențe. El stătea în biroul său cu o fotografie în mână, și buzele îi tremurau, de parcă ar fi avut o conversație cu cineva. Chiril de opt ani, șocat de aspectul neobișnuit al tatălui său, a încremenit în pragul ușii și, surprins, și-a închis ochii. Iar când a deschis ochii în fața lui, stătea din nou tatăl său obișnuit, strict, reținut și corect. Deși își putea permite să-și trimită copiii să studieze în orice colț al lumii, Sergei Chirilovic considera că oamenii care lucrează în Rusia ar trebui să studieze și în Rusia. După ce a absolvit cele mai bune universității din Moscova. Olga a devenit un avocat excelent, iar Kiril a obținut două diplome în economie și administrarea proprietății. La vârsta de 30 de ani, Kiril era un profesionist excelent în domeniul său, mâna dreaptă a tatălui său în afacerile de administrare a unui imens holding și moștenitorul de necontestat al afacerii de familie. Chiril nu-i plăcea să apară în sediul central al firmei, îi displăceau toate acele priviri și zâmbete servile, gesturile șmecherești și încercările de a stabili cu el relații de prietenie speciale. Cu toate acestea, într-una din primele zile, a fost nevoit să se prezinte totuși la tatăl său. Ca de obicei, mergând pe coridor lung, salutând, dând din cap, strângând mâini, el arunca priviri indiferente asupra fețelor cunoscute, a decorului și a obiectelor și deodată în această imagine atât de familiară până la greață și destul de plictisitoare, a pătruns ceva complet nou și neobișnuit. Kiril s-a oprit brusc și, fără să se întoarcă, a făcut câțiva pași înapoi. Iată-le, ușa unuia dintre birouri era deschisă, pe pervazul ferestrei semideschise stătea o femeie, subțire și mică. Era o zi foarte însorită, iar razele soarelui inundau literalmente figura cu o lumină aurie iar în jurul capului ei se lumina un nimb. Chiril temându-se pentru mintea sa, a scuturat capul și a privit din nou femeia. După câteva secunde, a înțeles că acele păruri roșcate, ieșite din coafură, iluminate de razele soarelui, creau un efect atât de neobișnuit. Femeia, fără teamă, spăla sticla ferestrei, aflată, la un moment dat, la al patrulea etaj al clădirii de birouri. Chiril, care avea din copilărie frică de înălțimi, a început să se simtă puțin speriat. După ce a așteptat ca femeia să sară în cele din urmă ușor și elastică de pe pervazul ferestrei, el a intrat în birou și a tușit. Ea s-a întors brusc spre el și l-a privit direct în ochi. Era o fată foarte tânără, poate de 25 de ani sau mai puțin, sau poate puțin mai mult. De altfel, la vârsta de 30 de ani, Kiril nu se pricepea prea bine la femei în general și la caracteristicile lor de vârstă, în special, și putea judeca acest lucru doar aproximativ. Dar iată ce putea spune cu siguranță, așa că fata îi plăcea foarte mult așa. Pur și simplu a plăcut cu o privire și asta e, ca nimeni și niciodată nu i-a plăcut în viața lui. Chiar și pentru el însuși, el putea recunoaște acest lucru în mod complet sincer și deschis. Fata avea o față rotundă, cu un nască ridicat și o gură mică. Colțurile căreia erau ridicate într-o ușoară zâmbet. Pe obrazi erau un ușoare, blonde, părul fetei. Ochii mari erau de culoare maro închis. Părul s-a dovedit a fi nu doar arămiu, ci a rămiu, dar nu de culoare Morcov sau galben, ci de un ton nobil de bronz închis. Se pare că s-au încrețit ușor, pentru că, ieșind din două cozi scurte împletite pe părțile laterale ale capului, ieșea cu niște coarne mici și amuzante. Fata era de statură mică, aproximativ la umărul lui Kiril, foarte subțire și fragilă. Dar în același timp, ea a produs, din anumite motive, impresia de forță și energie, mâinile mici, dar puternice, țineau ferm mânerul ferestrei de spălare și, în general, părea că fata nu avea nevoie de ajutorul său deloc. Chiril s-a uitat la fată și a zâmbit. De ce nu știe, pur și simplu i-a plăcut să se uite la ea, iar când unei persoane este bine, ea zâmbește. Pauza s-a întins, era nevoie să spui ceva, și Chiril a izbucnit brusc, nu faceți asta. Ce înseamnă așa? Fata a privit la el nedumerită, puțin aplecând capul. Dar este periculos, ați putea cădea afară. Și în general, să ne lăsăm în pace. Simțindu-se prost, Kiril s-a întors și a fugit grăbit din birou. Până la sfârșitul zilei, Kiril nu a putut scăpa de imaginea fetei care spăla fereastra. Din nou și din nou, i-a amintit acest chip incredibil de drăguț în toate detaliile sale. Cum s-a dovedit, a văzut chiar și o mică cicatrice subțire, abia vizibilă, pe bărbie. Rotind îngrijorat capul, el a obosit în acea seară, alergând pe terenul de tenis până la epuizare. Apoi a citit mult timp și, așa cum spera, cu atenție, contractul pe care trebuia să-l prezinte tatălui său a doua zi pentru semnătură. Apoi a vizionat un nou blockbuster american, cu un complot atât de complicat și răsucit, încât până la sfârșitul filmului a uitat de ce a început totul. În cele din urmă, complet epuizat, a luat un duș și s-a culcat. Iar totuși, ultima imagine pe care a văzut-o înainte de a dormi a fost fața mică, și cărnoasă cu coafurile roșii de pe părțile laterale ale capului. A doua zi, treburi, probleme, îngrijorări, călătorii s-au revărsat asupra lui Kiril în propriul lor vârtej. În weekend, familia a sărbătorit aniversarea tatălui său și, desigur, Kiril, alături de sora sa, a fost un participant obligatoriu la toate evenimentele oficiale și neoficiale. Dar indiferent ce făcea, unde și cu cine era, aici și acolo, ochii căprui cu sclipici de aur din fereastra biroului scăpărau. În săptămâna următoare, el s-a prezentat neașteptat în biroul central al companiei, pentru toată lumea și mai ales pentru el însuși. S-a plimbat prin toate încăperile, aruncând o privire în sala de conferințe și chiar în sala de mese și a realizat că pur și simplu o caută pe micuța chelneriță roșie, dar nu o vede nicăieri și de aceea este foarte trist el și-a recunoscut sincer că a venit astăzi la serviciu fără o nevoie deosebită, doar pentru a o vedea pe această fată al cărei nume nu îl cunoaște. Ascultă, Anton, s-a adresat Chiril unuia dintre managerii seniori ai biroului. Am nevoie să aflu despre o persoană. Anton s-a întors cu entuziasm spre Chiril. Este aici, la noi, în birou. Și iată că aș dori să aflu cine este, adică, cel puțin, cum se numește. Pe cine? Pe vreunul dintre manageri. Nu, nu este manager, este o chelneriță. Chiril a rostit acest cuvânt și a simțit brusc că se urăște pe sine pentru un fel de aversiune născută față de acest cuvânt, ocupație și față de oamenii care o fac. La urma urmei, este foarte caracteristic oamenilor bogați să trateze munca necalificată cu dispreț, dezgust și dispreț. Iată un porc, și-a spus el în gând, dar în glas a spus, da, este o chelneriță, roșie, așa cu cozi, slabă. El a vrut foarte mult să adauge la caracteristicile fetei cuvintele foarte drăguță. Atunci chiar și Anton ar înțelege imediat despre cine este vorba, dar totuși s-a abținut. Iar Anton era clarul lui și nu știa cum să explice interesul lui Chiril pentru o anumită chelneriță, dar a decis în mod înțelept că nu este treaba lui se pare că există, ea vine în principal seara. Tolia Lina, Toli Irina. Nu știu sigur, dar dacă ai nevoie, dăm cinci minute, voi afla totul. Văzând curiozitatea lui Anton, care nu putea să o ascundă, oricât de mult ar fi încercat, Kiril s-a gândit brusc. Ce fac? De ce mă bag unde nu trebuie? Cu mine și cu această fată nu poate fi nimic. Trebuie să mă opresc și să mă liniștesc. Obișnuit să-și înăbușe sentimentele care îi zbucneau afară, el s-a uitat la Anton rece, politicos, dar cu o atitudine de proprietar, așa cum numai familia lui știa să o facă. Nu, -o mulțumesc, îmi cer scuze pentru deranjament, nu este necesar. A trecut o lună. În acea zi, în birou a avut loc un eveniment important, Consiliul Director. S-au adunat șefii de filiale, șefii de servicii și departamente, care urmau să raporteze despre munca depusă în cursul anului și să primească noi indicații strategice de la primii oameni ai companiei. Toți erau încântați, excitați și, așa cum se obișnuiește la astfel de evenimente, puțin îngrijorați. O astfel de stare este adesea acoperită de o veselie și vigoare ostentativă. Unul dintre acești oameni veseli și veseli pe care Chiril i-a întâlnit imediat la intrarea în birou a fost șeful unuia dintre filialele din afara orașului ale companiei. Bun venit, moștenitorul Imperiului de la Credincio și Servitori, a spus bărbatul de mijloc de vârstă, care se numea Victor Petrovic. Evident, considerându-și fraza foarte inteligentă, el a râs singur. Chiril nu-l respecta deloc și, în general, îl detesta pe acest om urât, prost și lingușitor. Știa că tatăl său îl ținea pe acest loc exclusiv datorită relațiilor sale extinse din orașul în care se afla filiala. Chiril a strâns mâna întinsă, umedă de transpirație, și a avut senzația că mâna lui a dispărut în făină. Când și-a întors mâna, abia a reținut dorința de a o șterge imediat cu Batista. Ei bine, Chiril, acum vom primi o lovitură de la conducere, și apoi vom merge cu toții la un restaurant, nu-i așa? A râst din nou, tremurând tot corpul și clipind la Kiril. Da, cui, cui, dar tu ai nevoie de mult timp pentru a opri să mănânci la restaurante, a gândit Kiril. Desigur, el nu a spus nimic, ci și-a dat pur și simplu umerii și s-a îndepărtat de Victor Petrovic cu ușurare. Mai ales că, realizând că are nevoie de ajutor, la el a venit managerul de birou, Svelana, cu o grămadă de hârtii. Kiril Sergivici, trebuie să le revizuiți urgent, a spus ea, privindu-le cu înțelegere pe tânăr. Mulțumesc, Svelana, a șoptit Kiril, luând hârtiile. Kiril s-a întors, iar apoi totul a început să se întâmple ca într-o filmare în Slaumotion. Gigantica figură a lui Victor Petrovic a vacilat brusc, a fluturat cu mâinile, s-a întors în jurul axei sale și, apoi, cu un zgomot, a căzut cu fața în jos. În imensa încăperea biroului, care tocmai era plină de conversații, râsete, exclamații de salut, conversații telefonice, s-a instaurat brusc o tăcere mormântală. După câteva secunde, toată lumea a alergat la bărbatul căzut și s-a adunat în jurul lui, dar nimeni nu a îndrăznit să atingă pe cel care zăcea. – Trebuie să chemăm o ambulanță, a spus brusc cineva. – Desigur, trebuie să fie imediat, urgent, au vorbit imediat mai multe persoane. O, oh, dar ce număr să formăm? A spus nesigur o femeie, ținând un smartphone în mâini și privindu-se de la un chip la altul, neajutorată. În timp ce toată lumea încerca să se audă peste alții, să tasteze numere de telefon și să se întrebe ceva, din spatele mulțimii s-a auzit o voce: Lăsați-mă să trec, vă rog, permiteți-mi să trec. Cu o dificultate evidentă, strecurându-se printre doi paznici stupizi, o fată cu plete roșii, aceeași pe care o poreclise în gândul său, ochi căprui, a alergat la bărbatul căzut. S-a plecat, a apucat rapid încheietura lui Victor și și-a pus degetele pe gâtul lui. Apoi, atingându-se cu palma de buze, a ridicat ochii spre toată lumea cu o expresie serioasă. El nu respiră și nu are puls. Ajutați-mă, trebuie să-l întoarcem pe spate. Fata, efortându-se din toate puterile, a încercat să întoarcă pe spate pe bărbatul uriaș și greu, care părea de trei ori mai greu și mai mare decât ea însăși. Nimeni nu s-a mișcat, parcă toți erau paralizați. Se auzea doar cum cineva din fete gemea speriat. În cele din urmă, Chiril a ieșit din uimire și, aruncând de o parte grămada de hârtii pe care o ținea din anumite motive în mână tot timpul, a alergat spre fată. Dureros lovindu-se de genunchi, s-a prăbușit vis-a-vis -vis de ea de cealaltă parte a celui care zăcea. Împreună, au întors corpul incredibil de greu pe spate. Cu mișcări rapide și precise, i-a desfăcut nodul de la cravată și, descheiându i cămașa pe piept lui Victor Petrovic, a început să-i facă masaj cardiac indirect. Chiril a continuat să stea lângă ea în genunchi, într-o poziție foarte incomodă. Dar nu a acordat atenție acestui lucru. Ca fermecat, el o privea pe fată. Mânuțele ei subțiri și înguste aproape că se pierdeau în cutele de grăsime de pe pieptul lui Victor Petrovic. El a văzut cum o venă îi se umfla la întâmplă de la tensiune. Cum îi tremură și îi obosesc mâinile, cu câtă dificultate își trage aer în piept înainte de a sufla în plămânii celui care zăcea. Ea era clar puizată, dar continua să lupte disperat pentru viața omului și deodată ploapele lui Victor Petrovic s-au mișcat, corpul i s-a trezit, a tras o gură de aer în sine și a oftat zgomotos din nou și din nou. Fata s-a uitat la el obosit și s-a plecat înapoi. A avut un atac de cort, a șoptit ea încet, dar cu o voce hotărâtă. Toată lumea a rămas tăcută, uitându-se la ea. Ce pot să fac, cum pot ajuta? Chiril voia foarte mult să-i fie de folos să facă ceva care să-i ușureze munca. Deschide fereastra, are nevoie de aer curat, a spus ea adânc suspinând. Kiril nu înțelegea de ce. El nu voia să aibă grijă de Victor Petrovic. Dar ție cumva? A întrebat el. Și mie, fata, l-a început aruncând o privire nedumerită la Kiril, apoi a zâmbit. Kiril s-a ridicat în picioare și a alergat la fereastră cu un zgomot, aproape că nu a rupt mânerul. A deschis fereastra și s-a întors. După ce toată lumea a înțeles că pericolul a trecut, mulțimea din jurul lui Victor, care încă zăcea pe podea, s-a mișcat și a început să vorbească. Peste câteva minute, în birou a intrat un medic de la ambulanță. După ce l-a examinat pe victimă și a ascultat ceva de la fată, care era încă așezată pe vine lângă Victor Petrovic. Doctorul a spus că acesta era în afara pericolului. El a chemat oamenii cu targă. În câteva minute de la incident a mai rămas doar o ușoară agitație și conversații în șoaptă. Pe fețele tuturor era scrisă, din anumite motive, ușurare, triumf și mândrie, de parcă fiecare dintre acești oameni tocmai ar fi comis un act de viteșie. Iar adevărata salvatoare stătea liniștită pe podea, fără să țină cont de nimeni. Cu plăcere respira aerul proaspăt de toamnă. Apoi, cu o evidentă dificultate n-aș în îndrepta picioarele, s-a ridicat și a sărit ușor și nu prea sus pe loc de câteva ori. Picioarele mi s a morțite, de ce ești vinovată? A spus fata, prinzând privirea lui Kiril. Îmi pare rău, a adăugat ea. Pentru ce? Kiril a fost uimit. I s-a părut că în fața acestei fete toată lumea ar trebui să se arunce în genunchi și să-i mulțumească pentru salvarea incredibilă a unui om. În schimb, ea însă și se scuza timid pentru ceva. Tu, tu ești pur și simplu incredibil. De unde știi ce trebuia să faci? Ei bine, de fapt sunt o asistentă medicală licențiată. Fata s-a uitat la chiril cu un zâmbet. Ar fi ciudat dacă nu aș ști cum să acord primul ajutor. Asistentă medicală! Și de ce ești aici? Păi, sunt chelneriță. Fata a terminat pentru el. Și ce e în neregulă cu asta? Știi, aici îmi plătesc foarte bine și orele de lucru sunt convenabile. Pot să ajung la schimbul de seară de trei ori pe săptămână. La schimbul de seară. La ce schimb de seară? Chiril a ridicat sprâncenele. Unde? La spital. Fiindcă eu lucrez ca asistentă medicală în spital, iar aici, în biroul tău, lucrez ca chelneriță. Mi-au fost foarte necesare banii. În vocea ei au răsunat din nou unele note vinovate. Este uimitor. Dacă l-ar fi întrebat pe Chiril acum ce este uimitor în faptul că o fată săracă lucrează la mai multe locuri de muncă, nu ar fi putut răspunde, pur și simplu simțea ceva special. Nu voiam să pleci așa. Chiril s-a uitat la tatăl său, a alergat rapid la ea și, timid, abia îndrăznind, a atins-o pe mână. Spunem cum te cheamă! Alina fata i-a zâmbit. Mulțumesc, Alina! Chiril o privia în cu o oarecare încântare și admirație. Ea, la rândul ei, se uita timidă și recunoscătoare. Ne vom vedea cu siguranță din nou, cu siguranță a strigat Chiril deja peste umăr, alergând spre tatăl său, care se încrunta necăjit la celălalt capăt al biroului. Aruncându-se peste umăr pentru încă câteva secunde nu a mai văzut silueta gracioasă a fetei cu cozile roșii amuzante. Kiril s-a simțit brusc singur. A doua zi, Kiril stătea în biroul său la computer, dar nu făcea nimic. Avea o dispoziție ciudată. I se instalase apatia și oboseala. Programul de lucru se încheiase cu o oră în urmă și aproape toată lumea plecase deja. Numai în unele birouri ale unor orcaholici convinși se auzeau zgomote. Chiril stătea la birou, a plecat pe spate în fotoliu. Și din obișnuință, se legăna înapoi și înainte. Astfel, el a stricat nu un singur fotoliu de birou în timpul vieții sale, dar nu a putut scăpa de această obișnuință. În cele din urmă, a plecându-se cât mai înapoi, astfel încât spătarul să scârțâie amenințător, a închis ochii. Ce se întâmplă cu el, de fapt? Prin ploapele lui, ușa biroului se deschise. Chiril a văzut o siluetă subțire cu cozi lungi încadrând fața nușă. Oh, bună ziua, îmi pare rău, vă rog, nu știam că sunteți aici, a sunat o voce, voi reveni mai târziu. Chiril a tresărit și și-a deschis ochii. Nu, nu, așteptați, Alina, nu plecați, a spus Chiril, sărind din fotoliu. S-a lovit dureros de marginea mesei, a răsturnat o bibelotă și a căzut neelegant înapoi pe scaun. Fata, clar că se străduia să nu râdă cu voce tare, se uita la Kiril și îi zâmbea vesel cu ochii. Ei bine, asta este o abilitate uimitoare de a te distra, a gândit el. Aceasta este o fată neobișnuită. Și apoi Kiril a luat o decizie. În cele din urmă, ridicându-se din fotoliul stupit, s-a apropiat rapid de femeie și s-a uitat-o în față. Te deranjez, da, mă voi duce acum, dar doar promite-mi că vei face ceva pentru mine, te rog, a spus Kiril, încrucișându-și mâinile într-un gest de rugăciune. Dacă nu, te voi urmări toată seara și te voi deranja în timp ce lucrezi. Ea s-a uitat la el uimită și chiar a pus înapoi pe podea găleata cu apă pe care tocmai o ridicase. Vrei să ieși la cină cu mine în seara asta, bine? A întrebat Kiril, el se gândea deja în capul să unde ar putea duce fata să poată vorbi liniștit și să nu dea peste cineva pe care îl cunoștea, care ar începe să răspândească bârfe în oraș a doua zi. În mintea lui s-a oprit la un mic pub confortabil în care îi plăcea să petreacă serile când avea nevoie să se gândească la ceva liniștit sau pur și simplu să se relaxeze. În acel moment, el nici măcar nu a permis gândul că fata ar putea pur și simplu să refuze oferta lui. Și așa, răspunsul de la Alina a fost o surpriză pentru el. Nu, nu este posibil. Îmi pare rău, nu pot. Am alte planuri pentru seara asta. Chiril a simțit că a fost stropit cu apă rece. Dar de ce, Alina? A realizat brusc că obținerea acordului ei pentru o seară împreună era acum cel mai important lucru din viața lui. De ce? Eu doar te invit la o cafenea cu intenții bune, știi sau este din cauza că sunt fiul patronului companiei? Chiril a întrebat-o pe Alina cu o privire întrebătoare. Nu, nu din cauza asta, a spus Alina, privindu-le pe Chiril ferm și hotărât, deși, desigur, era, de asemenea, important. Este important, dar nu este principalul lucru. Pur și simplu nu pot. Am treabă, a spus Alina. Îmi pare rău, Chiril o privește pe Alina cu o privire întrebătoare. Nu, nu din cauza asta, spune Alina. Kiril este șocat. El se aștepta ca Alina să-i spună că nu poate ieși cu el pentru că este ocupată, dar nu pentru că nu vrea. Atunci care este motivul? întreabă el. Nu este important, spune Alina. Pur și simplu nu pot. Am treabă. Kiril se simte umilit și respins. Înțeleg, spune el. Îmi pare rău că te-am deranjat. Chiril s-a întors și a plecat din birou. El nu a putut să se concentreze la muncă pentru tot restul zilei. A doua zi, Chiril a fost la muncă când a văzut un anunț pentru o petrecere de ziua de naștere a lui Victor Ivanovici. Victor era șeful lui Chiril și era cunoscut pentru faptul că era un om arogant și nepoliticos. Kiril nu a vrut să meargă la petrecere, dar știa că dacă nu ar merge, ar fi considerat nepoliticos. La petrecere, Victor a petrecut cea mai mare parte a timpului povestind despre cum a supraviețuit atacului de cort. El a spus că este un om puternic și că nu va muri niciodată. Kiril este supărat pe Victor pentru că nu este recunoscător pentru faptul că Alina îl salvase viața. El a decis să-i spună lui Victor adevărul despre ce s-a întâmplat. Kiril s-a ridicat și a vorbit în fața tuturor. Victor, a spus el, știu că ești un om puternic, dar nu ai fost singurul care a contribuit la faptul că ești în viața astăzi. Alina a fost cea care te-a salvat. Toată lumea a fost surprinsă. Ce spui? a întrebat Victor. Alina nu m-a salvat. Am fost eu care m-am salvat. Nu, nu ai fost, a spus Kiril. Alina te-a găsit pe podea și ți-a făcut respirație gură la gură. Dacă nu ar fi fost ea, ai fi murit. Victor este furios. El a țipat la Kiril și l-a acuzat că minte. Nu mint, a spus Kiril. Alina este cea care te-a salvat. Alina a intrat în cameră în acel moment. Ea era uimită să vadă că Kiril îi apăra unoarea. Da, este adevărat, a spus Alina. Am fost eu care l-am salvat pe Victor. Victor a fost tăcut pentru o clipă. Apoi, el a zâmbit. Mulțumesc, Alina, a spus el. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Chiril era fericit că Alina fusese recunoscătoare. El știa că ea era o fată bună și că îl merita. La sfârșitul petrecerii, Chiril și Alina au vorbit ore întregi ei au descoperit că aveau multe în comun și că se plăcea unul pe celălalt. În cele din urmă, Kiril a invitat-o pe Alina la o întâlnire. Ea a acceptat și au început să se întâlnească. Kiril era fericit că în cele din urmă găsise pe cineva care îl înțelegea și îl iubea. El se pregătea să plece când, deodată, s-a întors și a întrebat. Apropo, nu doriți să aflați cine v-a salvat de pe celălalt tărâm, v-a tras de picioare. Și dintr-o dată, parcă din senin, Alina a intrat în încăpere cu un găleată și o mătură în mână. Fără să se aștepte să vadă doar oameni seara, ea a privit încântată la ceas și s-a întors să plece. Foarte convenabil, Alina, te rog să nu pleci. Kiril s-a apropiat de fată și s-a așezat lângă ea. Iată o salvatoarea dumneavoastră. Nu mai datorită ei sunteți în viață. Așa că măcar spuneți mulțumesc. Victor Ivanovici, care purta ochelari, a râs cu ochi scrântiți și nici măcar nu s-a deranjat să-și ridice corpul din spatele mesei. Oh, pe una ca asta nu e greu de mulțumit. A scos mâna în buzunar și a scos portofelul, a scos câteva bancnote și le-a aruncat pe masă. Ia, copilă, ia-le ca mulțumire. Alina a stat mândră, cu capul ridicat. O lacrimă i-a tremurat în ochii mari căprui. În tăcerea totală s-a întors și a plecat. Chiril s-a apropiat de masa la care stătea bărbatul. Cu o mișcare a strâns în pumn bandnotele care stăteau pe masă și le-a aruncat în fața obraznicului, care râdea. Pleacă de aici, a șoptit Kiril Chiril a găsit-o pe Alina într-o mică depozitare unde erau depozitate uneltele de curățenie. Fata stătea pe o găleată răsturnată, privind fix într-un punct. Nu plângea, nu avea un atac de furie și nu acuza pe nimeni de nimic. Pur și simplu trăia în tăcere nu prima și, evident, nu ultima, ofensa profundă și crudă din viața ei. Își punea o nouă cicatrice pe inimă. Chiril se pregătea să țină un discurs întreg despre cum se comportă greșit și nedemnunii oameni. Cât de stupid este să le acordăm atenție și așa mai departe și așa mai departe. În schimb, a luat o altă găleată, a răsturnat-o și s-a așezat lângă fată. Mergem încet, a spus el, luându-i cu grijă mâna na lui. Alina și-a întors capul cu o ușoară zâmbire și l-a privit în ochi. Și eu, de ceva, a adăugat Chiril. Hai să mergem, e deja târziu, nu mai pot suporta seara. Iubesc serile, dar dimineața nu le iubesc, a spus brusc Alina și i a acoperit mâinile cu palma ei. Peste o oră, ei stăteau la o masă într-un mic restaurant italian. În opinia sa, aici se servea cea mai bună la Sagne din oraș, pe care el însuși o adora. Alioșa, îți place aici? Fata a dat din numeri nesigur. Chiril, nu vreau să fiu nerecunoscătoare în ochii tăi, a spus ea. Desigur, este frumos aici și mâncarea este delicioasă. Dar pur și simplu nu îmi place să merg în astfel de locuri, iartă-mă. Nu sunt o persoană de restaurant, toate aceste cafenele, restaurante, sunt toate la fel și, dintr-un motiv oarecare, îmi este întotdeauna sufocant în ele. Sunt o fată de la țară, Arsalina. M-am obișnuit cu aerul, cu spațiul, știi, ca să poți întinde brațele, să respiri adânc și să te simți ca o pasăre. Ochii ei au strălucit, el nu o mai văzuse niciodată așa de vie și activă în toată scurta lor cunoștință. Hai să mergem acolo chiar acum, este aproape. În orașul de pe malul înalt al râului puternic siberian existau mai multe poduri. Cel mai vechi dintre ele era închis de mult la reparații. Numai că nimeni nu se gândea să-l repare. Lipsa banilor la autoritățile locale sau lipsa de dorința. Dar de trei ani toate intrările pe pod erau săpate și blocate de molos de construcții, acoperite de buruieni și tufișuri viguroase. Tocmai la acest loc, la indicația Alinei, Kiril a condus mașina. Iată-le, a arătat Alina cu un aer de victorie spre uriașul pot, abia vizibil în întunericul care se apropia. Haide mai repede, a deschis Alina ușa și a sărit din mașină. Da, locul ideal pentru a trăi maniachicii, a spus Kiril uitându-se în jur. Al, și tu nu ești un maniac. Alina a râs vesel și, fără să-l aștepte, a alergat înainte. Chirilei nu-i plăcea deloc ideea de a se târa pe un pod periculos pe dealuri, mai ales în întuneric, cu riscul de a-și rupe picioarele sau chiar gâtul. Alina a încercat el să o oprească pe fată. Haide mai repede, a răsunat departe, uită-te sub picioare. Haide mai repede. Chirilei nu a avut de ales decât să-și aprinde lanterna de pe telefon și să o urmeze pe Alina. Blestem în romanticismul unora dintre blonde, el se strecura cu grijă pe o potecă abia vizibilă. În fața a apărut o rază de lumină. De-a lungul marginii podului mergea o pistă pietonală îngustă. Chiril s-a oprit brusc. De când era mic, avea frică de înălțime, chiar și cu mașina trecea pe poduri, strângându-se ochii și uitându-se direct în față, încercând să treacă cât mai repede pe porțiunea de drum care atârna deasupra prăpastiei. Acum în fața lui se întindea o fâșie de metal de cel mult doi metri lățime. Iar în stânga, dincolo de balustreit, care îi se păreau foarte fragile, trăia, ca o ființă vie, o imensă prăpastie întunecată. Palmele i s-au mezit, iar inima i s-a accelerat. Chiril, dar tu unde ești? Vino mai repede, s-a auzit de departe. Nu deloc, îl dracu, să-l las să creadă ce vrea. Chiril tremura, Kiril, vino la mine, te aștept. A închis ochii și a făcut un pas înainte. Alina stătea pe unul dintre îmbinările podului, la aproximativ 50 de metri de începutul acestuia. Kiril, simțind încă o repulsie neplăcută în genunchi și mâini, s-a apropiat de ea cu toate forțele, încercând să-și dea un aer calm și indiferent. Ei a întors fața cu ochii ei mari, strălucitori și și-a întins brațele în lateral. Doar uite te Chiril și-a strâns toată voința în pumn și s-a întors în direcția pe care o indica Alina. În fața lor se întindea un ocean de lumini, care încadra râul strălucitor ca argintul. Aerul de seară era plin de prospețime. Chiril, care a locuit toată viața în oraș, a lucrat într-un birou, a ieșit din clădire și a urcat în mașină pentru a ieși din ea și a intra într-o altă clădire după ceva timp. A trăit ca majoritatea oamenilor, fără să se uite în jur. De mult nu mai gândea că există stele în lume. Viața se desfășoară într-un ritm nebun, iar majoritatea dintre noi pur și simplu nu au timp să se oprească, să se uite în jur și să respire adânc aerul neatins de aer condiționat. Imaginea era uluitoare. La un pas de el, pe fundalul luminilor scânteietoare și reflectate în râu, stătea o figură zveltă. El a văzut-o pe profilul ei subțire, părul ei roșu ondulat dansa un dans al său, încurcat de vânt. Și dintr-o dată a înțeles clar că pentru această fată era gata să urce la orice înălțime. După o plimbare deasupra râului, l-a dus pe Alina la periferia orașului, unde i-a închiriat un apartament mic. Și conducând-o până la intrare, de ce nu a îndrăznit să o îmbrățișeze, deși o dorea foarte mult? Ci doar a strâns-o timid de mână. Întorcându-se acasă, toată noaptea s-a rostogolit în pat, s-a ridicat, a băut apă, s-a certat cu el însuși cu ultimele cuvinte pentru prostie și sentimentalitate. Dar trebuie să fie, a oftat un bărbat de 30 de ani, s-a uitat sub nas la stele și s-a înmuiat, tot eu sunt ultimul romantic. Până dimineața a înțeles în cele din urmă că nu este vorba despre stele și despre natura sa romantică ci despre fată care l-a făcut să privească aceste stele, poate pentru prima dată în viața lui. Alina s-a născut într-un sat mic la 100 de kilometri de oraș. Mama Alinei a fost un fenomen destul de neobișnuit. Aceștia sunt numiți fete rupte. Oamenii care tind să facă judecăți mai categorice și să folosească epitete mai dure în astfel de cazuri, folosesc un cuvânt mai aspru. Desigur, Marina era foarte vizibilă și greu de uitat. Era o prezență oarecum drăguță, solidă și crea o impresie specială de sărbătoare. Cu nasul înfundat, părul roșu, scăzută, cu forme destul de plăcute, în plus, nu le ascundea prea mult de privirile celorlalți. Caracterul Marinei se potrivea perfect cu aspectul ei. Era o simplă țărancă veselă și lipsită de griji, care râdea zgomotos din orice motiv. Marina lucra ca vânzătoare într-un magazin din sat și era, desigur, în ochii întregii sate. Și nu numai a satului, ci și a tuturor celor care treceau accidental sau întreacât. Cine a fost tatăl primului ei copil nu știa nimeni. Probabil că nici măcar Marina însă și nu știa. Poate a fost cineva din sat sau poate unul dintre muncitorii veniți din afară, care construiau noul sediu al școlii, cine știe. Bârfele locale, desigur, au încercat să facă o anchetă și să stabilească paternitatea, dar nu au ajuns la un consens. La Marina s-a născut o fetiță, sănătoasă, robustă, roșcată. Poate în memoria vreunui curtar nepotrivit, Marina a numit-o pe fica ei cu numele neobișnuit de Alina. Din primele zile, fetița s-a trezit în brațele bunicii, o femeie inteligentă, încă tânără. Bunica locuia într-o casă separată, veche, dar încă solidă, ca și ea însă și. După nașterea fiicei sale, Marina s-a întors foarte repede la obiceiurile și stilul ei de viață vesel. Din fericire, lângă bebeluș s-a găsit o rudă dragă, care era dragă și de care avea nevoie, care a preluat toate grijile copilului. Bunica i-a înlocuit complet alinei mama și doar dădea din cap cu tristețe, privind-o pe fica ei risipitoare. Alina a crescut veselă și curioasă, ca toți copiii sănătoși. Bunica o numea soare nu numai din dragoste pentru fată. Alina, cu bucle roșii în jurul feței, se cu adevărat cu soarele, așa cum îl desenează copiii mici pe desenele lor. Când Alina i-a împlinit zece ani, Marina a rămas din nou însărcinată. Adevărul este că acum tatăl copilului era cunoscut tuturor dar așa cum bârfeau localnicii, mai bine ca nimeni să nu-l fi văzut niciodată. Alexei era un poștaș care livra colete, scrisori, anunțuri și ziare în câteva sate și sate din împrejurimi. El era transportat de calul său credincios Grigorie, care nu de puține ori l-a adus pe stăpânul său acasă pe jumătate dormit, dacă Alexei, așa zis, la locul de muncă, exagera cu băuturile alcoolice. Cu aceste băuturi, Alexei nu a neglijat niciodată și aproape toată viața lui a trecut beat. Mariei i s-a potrivit un astfel de cavaler. Cu o diferență de trei ani, Marina și Alexei au avut o fiică și un fiu. Astfel, Alina a avut o soră, Svelana, și un frate, Egor. Bunica, până atunci, nu mai putea să se ocupe cu atâta energie de copii, cum o făcea când s-a născut Alina. Tocmai Alina a devenit pentru cei mai mici principalul om din viața lor. Drept urmare, trebuie spus că Marina nu era o mamă cu totul nepotrivită. De îndată ce avea măcar puțin bani, le cumpăra copiilor ei dulciuri și jucării din sortimentul simplu al magazinului din sat, unde continua să lucreze singură. Cu toate acestea, în acest nou său acces de maternitate, i-a uitat atât de tare de cei dragi ai ei, încât îi speria mai mult decât îi bucura. Dar de taci deja dată, se supăra bunica pe ea. Cumva vom face fără tine, ce grijă, iar tu ai cumpărat din nou o jucărie pentru o fetiță de cinci ani, proastă. Ai fi adus și o suzetă. Când Alina a terminat școala și a absolvit nouă clase, Svelana și Egor aveau șase, respectiv trei ani. Copiii o urmau pretutindeni, cu cozile împletite, așteptând-o de la școală, atârnând de cart. Ea întreba pe cine iubesc cel mai mult pe lume. Răspundea împreună, Alina. Alina, iată ce, a spus grav bunica, așezându-și brusc nepoata cea mare lângă ea. Ascultă-mă! Fața bunicii era foarte serioasă. Alina s-a speriat chiar că s-a întâmplat ceva rău, ceva despre care nu știa. Hai să vorbim despre tine, fată, a spus bunica, cu voce severă, dar cu multă dragoste în ochi. Trebuie să pleci de aici, trebuie să-ți faci viața. Văd că vrei să stai aici cu copiii. Dar bunico a încercat să protesteze Alina. Niciodar, bunico, a spus bunica, care știa cum să fie categorică și convingătoare atunci când era necesar. Nu te voi lăsa să ți rosești viața aici, în grădină, până când vei fi îngropată cu lenjeria de pat. Și atât. Bunica a lovit cu palma pe masă pentru a-și accentua spusele. Alina a mai încercat să protesteze în fața bunicii, dar în interiorul ei totul tremura de bucurie să plece de aici, în oraș, să vadă un alt lumii, să cunoască oameni noi și o nouă viață. Era atât de minunat, încât Alina nu și putea crede. Cu un oftat fericit, i-a îmbrățișat-o pe bătrână. Bunico, voi intra la școala medicală și voi lucra și voi veni destes. Bunica o mângâia pe soare pe cap și își amintea ceva foarte bun, bun și luminos, ceva care nu era atât de mult în viața ei lungă și grea. Alina a plecat în oraș și, așa cum plănuise, a intrat la școala medicală. După trei ani de studiu, a început să lucreze într-un spital din oraș, pentru a acumula experiență reală. Și salariul în oraș era, desigur, mult mai mare. Jumătate din tot ce câștiga îl trimitea bunicii. În curând s-a întâmplat o nenorocire. Marina și Alexei, probabil sărbătorind un eveniment sau poate, pur și simplu, așa, fără motiv, au băut prea mult. Când într-o noapte, din motive necunoscute, casa a luat foc, nimeni nu s-a trezit. Primii vecini, treziți de lumina focului, au ajuns când casa deja ardea din toate părțile. Nici sătenii, nici pompierii, care au sosit prea târziu, nu au putut stinge focul copiii, din fericire, au dormit în noaptea aceea la bunică. Toate lucrurile și jucăriile lor au ars împreună cu părinții lor neîndemânatici. Alina a fost șocată când a aflat despre incendiu și moartea mamei ei. Cu toate acestea, nu și-a permis să intre în disperare pentru mult timp. Acum copiii și bunica ei nu mai aveau pe nimeni altcineva în lume în afară de ea. Erau nevoie de bani, din fericire, a găsit un loc de muncă de curățenie într-un mare birou al unei companii de succes. I se plătea decent. Datorită acestei slujbe, a putut să-și îmbrace copiii pentru iarnă și să-și permită o viață relativ decentă în oraș. În plus, programul de lucru era foarte convenabil, ceea ce îi permitea să lucreze ca asistentă medicală noaptea în spital. În general, totul părea să fie în regulă. Doar că Alina și-a pierdut liniștea. Într-o zi, ea l-a întâlnit întâmplător pe un tânăr frumos cu privire atentă și un zâmbet ușor. Era atât de asemănător cu eroul viselor ei de adolescentă, încât a început să se teamă. Când s-au întâlnit pentru prima dată, ea nu știa cine era. A regretat doar că el o vedea cu o cârpă murdară în mână, dezordine și blugi vechi și uzați. Poate că, dacă ar fi arătat mai bine, el ar fi acordat atenție ei. Nu i venea să creadă că el o privea cu un anumit interes. Când Alina a aflat că era fiul proprietarului firmei, s-a amuzat de propriile ei vise. Ce fel de cenușărea să ia, care visa la un prinț. Dar în același timp, Alina Ivanovna era o proastă. Alina nu l-a mai văzut mult timp, până în ziua în care, dintr-o pornire naturală, a fugit să ajute un bărbat care se prăbușise în mijlocul biroului. A ajutat doar o singură persoană. Și ce surpriză a fost când a văzut că era același prinț. Foarte aproape i-a văzut ochii lui, iar mâinile lor s-au atins de câteva ori. Apoi, el a întrebat-o cum o cheamă și chiar a strigat ceva despre întâlnirea lor viitoare. Era incredibil și imposibil. Alina și-a interzis să se mai gândească la asta, repetându-și un mantra: El este doar un om politicos, amintește-ți cine ești și cine este el și nu fi idiotă. A doua zi după ce a ajutat bărbatul obez să-și revină în fire, Kiril Sergeevici, așa cum îl chema pe fiul proprietarului firmei, a început deodată să vorbească despre o invitație la restaurant. A fost prea mult pentru Alina. S-a pierdut de frică, a spus ceva despre lucruri importante și a vrut doar ca el să nu audă cât de tare îi bătea inima. Și apoi, câteva zile mai târziu, a fost abuzată de același bărbat gras căruia i-a făcut masaj cardiac și resuscitare. Deci Dumnezeu știe, nu ea știa cât de dezgustător era să se atingă de acele buze grase și lipicioase. I s-au aruncat câteva bandnote murdare. I le-au aruncat ca unei câini o bucată de pâine. Ea se uita la acele bannote și își spunea, iată, uită-te și ține minte așa se comportă cu adevărat acești oameni cu tine. Și pe când ieșea din birou, a auzit vocea lui Kiril Sergeevici, răsunând de furie. Afară de aici, Apoi ea și prințul stăteau pe gălețile răsturnate din debara. El o ținea de mână, iar ei îi părea că ar putea petrece cu plăcere astfel tot restul vieții. Apoi a fost restaurantul și podul luminat de orașul de noapte, unde erau doar ei doi, singuri în toată universul. A doua zi după seara incredibilă de pe pot, Chirila Bia a așteptat să se termine ziua de lucru cu inima bătând nebunește, aștepta ca în orice moment să se deschidă ușa biroului său și să intre acea fată uimitoare, care nu se mâna cu nimeni altcineva. Ușa s-a deschis și ea a intrat. Chiril, care aștepta așezându-se pe pervaz, a sărit brusc de pe el și a rămas încremenit într-o poziție incomodă, neavând habar ce să facă, să se repede la ea, să o îmbrățișeze în sfârșit, să-i scoată din mână acea măturică stupidă sau să aștepte să vadă ce va face ea. Bună seara, Kiril Sergeevici, a spus Alina cu un ton egal și calm. Mai lucrați? Ar trebui să revin mai târziu. Kiril, șocat, o privea cu toți ochii. Ce prostie vorbea! De ce îl numea la dumneavoastră și pe nume de familie? De ce întreba când să se întoarcă, dacă el voia ca ea să nu se mai îndepărteze de el niciodată? Bună, a reușit să scoată Kiril, Alina, ce prostie e asta? De ce vorbești așa cu mine? Nu am trecut ieri la tu și în general, te așteptam atât de tare. Vreau să-ți spun, a spus Alina, Chiri Sergeevici, totuși, a adăugat ea, după ce a reflectat câteva secunde. Îți sunt foarte recunoscătoare pentru seara de ieri, chiar. Dar vreau să te rog, te rog. Să nu mai vorbim despre asta și să nu mai facem nimic de genul ăsta. De ce? El pur și simplu a încetat să înțeleagă ce se întâmplă. De ce? A spus ea calm și direct în fața lui. Pentru că nu va ieși nimic bun din asta. Îmi cunosc locul și mă amintesc bine cine ești. La dracu cu toată prostia asta, îmi cunosc locul, cine ești, ce vorbești. Am să te iubesc. Alina a încremenit, ca și cum s-ar fi pietrificat. Apoi s-a întors încet și s-a uitat în ochii lui. Nu a trebuit să-i răspundă nimic. Totul era clar fără cuvinte. Alina, vrei să te căsătorești cu mine? A spus brusc Chiril la două luni după ce s-au cunoscut. Desigur că nu, a răspuns Alina cu seriozitate și fără nicio pauză, la întrebarea pe care el o purta în sine de atâta timp și pe care se temea să o spună. De ce? a întrebat el, șocat, uitându-se la ea. Pentru că nu se poate, Kiril. Pentru că nu se poate niciodată, a răspuns Alina zâmbind. Dacă te căsătorești cu mine, vei pierde totul. Iar eu nu vreau asta. Te iubesc prea mult pentru asta. Și ție nu ți trebuie asta. Nu înțeleg. E vreunul dintre rebusurile tale? a întrebat Kiril, care uneori nu-i putea ține pasul Alinei cu concluziile ei paradoxale. Kiril, în viața mea n-am avut prea multe, în afară de pierderi, a spus ea, tăcând apoi o clipă pentru a se gândi. Și știi ce am înțeles? Nu există ieri, nici mâine. Există doar azi, acum. Acum sunt aici și tu ești cu mine. Iar mai mult nu-mi trebuie nimic. Kiril și Alina au fost fericiți împreună. Fericit acum! Această fericire era liniștită și confortabilă, nu-i trăgea să se laude cu ea în fața tuturor și să o expună la vedere, ci din potrivă. O doreau să o păstreze în tăcere și intimitate, ca să nu o strice nimeni și să nu le ofure. Chiril a început să iubiască serile, pentru că seara l aștepta Alina. Alina a început să iubiască diminețile, pentru că dimineața, cu încântare, privea cum Chiril mânca micul dejun pregătit de ea. Într-o duminică, Chiril a luat-o pe Alina și au mers într-un nou centru comercial. Alina adora marile supermarketuri, cu cât mai mari, cu atât mai bine. Ar fi putut rătăciore întregi între vitrine și rafturi, admirând lucruri frumoase, urcând și coborând pe scări rulante. Dar nu râde de mine, spunea Alina, ascunzându-și ochii. Ești din oraș, nu știi cum e la țară. Acum e mai bine, dar înainte în magazin erau doar 10 conserve și șervețele de hârtie. Chiril, ca orice bărbat, bineînțeles, nu suporta să meargă la cumpărături. Dar când era alături de Alina, chiar și această activitate, care îi se părea lui cea mai lipsită de sens, nu-l mai deranja. Își făcea has de cumia, concentrată și hotărâtă, alegea între două tipuri de paste și în cele din urmă, arunca ambele pachete în coș. Alcă, bine că ai puțin bani. Îmi imaginez că te-ai fi lăsat în fiecare zi în aceste hangare. Apropo, în chestiuni financiare, Alina era la fel de scrupuloasă, cât și neîndupălecată. Alina refuza categoric să ia bani de la Kiril. Iar la prima încercare de a-i lăsa în secret o sumă de bani fără știrea ei, i-a făcut o scenă lui Kiril și l-a avertizat că, dacă va încerca să repete ceva similar, va înceta să mai comunice cu el. Privind un ochi, el nu s-a îndoit o clipă că așa va face. Dar de ce oare, se întreba el, tulburat și nedumerit? Pentru că urma un răspuns categoric și genial prin conținutul său. Însă, Alina nu-l punea pe Chiril în situații jenante și, desigur, îi permitea să plătească pentru ea la ieșirile lor frecvente la restaurant, la cinema sau în natură. După ce au cumpărat tot ce planificaseră, au împins căruciorul în parcare subterană, unde Chiri lăsase mașina. Deschizând portbagajul, a început să transfere acolo tot ce cumpăraseră. Unul dintre pungile de hârtie în care erau ambalate cumpărăturile s-a rupt și din el a căzut o cutie plată. În Chiril, un bărbat de 30 de ani, adult și antreprenor cu două studii superioare, a apărut brusc un dor nebun, complet băiețesc, de a lovi cu piciorul cutia nu a putut să se abțină de la această plăcere și, cu un gest delicat, a trimis cutia sub picioarele Alinei. Ea a răspuns imediat. Ca doi copii s-au împins, s-au prins de mâini și au alergat cu entuziasm după cutie prin parcarea liberă, râzând ca niște nebuni. În cele din urmă, Alina a trimis cutia nefericită sub o mașină cu un pas deosebit de puternic și, cu mâinile întinse în glumă, s-a întors spre Chiril cu o zâmbet strălucitor și un chip înroșit. Chiril a îmbrățișat-o pe Alina cu putere. S-a săturat de plăcere să-și înfigă fața în părul ei auriu pufos. Ea și-a plecat capul pe pieptul lui și, oftând fericit, a rămas nemișcată. În cele din urmă, Chiril a ridicat capul și a tresărit. La câțiva metri distanță, o femeie stătea în picioare. O privea direct pe el și pe Alina. Era Olga, Alina probabil a simțit ceva pentru că a ridicat capul și s-a uitat la Kiril. Kiril a sărutat-o pe chipul drag, a eliberat-o din îmbrățișări și s-a întors hotărât spre sora lui. La urma urmei, este stupid, nu are de gând să se ascundă de rude și să le ascundă ceva, mai ales pe Alina. El o va chema imediat pe Olga și o va prezenta Alinei. Și ce va fi mai departe? Chiril nu își imagina bine, dar totuși, cel mai important este să începi. În locul în care Chiril tocmai o văzuse pe Olga, ea nu mai era. Chiril s-a uitat în jur. Nu avea de gând să alerge prin parcare și să cheme sora lui pentru a se explica imediat. Cu toate acestea, era sigur că Olga nu se va lăsa mult așteptată. În general, sora lui Olga îl suna rar. Era foarte ocupată cu munca, o firmă de comerț de succes, soț, doi copii, prietene, fitness, salon de înfrumusețare. Viața Olgăi trecea cu un ritm rapid și avea toate atributele bunăstării. Și uneori, Chiril se întreba dacă era fericită. Sora lui, asigurată, educată, frumoasă, corectă în toate sensurile cuvântului. El a întrebat-o pe Olga doar o odată, când familia sărbătorea terminarea studiilor lui Chiril la universitate. Olga, ești fericită? A întrebat-o Chiril pe neașteptate, după ce a rostit un discurs complicat de felicitare pentru sănătatea, succesul și fericirea lui. Ea s-a așezat lângă el și l-a sărutat pe frunte. Desigur, ce întrebare stupidă! Desigur, sunt fericită! Olga și-a pus paharul cu vin pe masă. Și deodată mâna Olgăi, care stătea pe genunchi, s-a strâns într-un pumn și a tremurat. Chiril a ridicat ochii și a văzut în ochii ei o expresie pe care nu o văzuse niciodată la nimeni. Era o expresie de atâta tristețe, singurătate și plictiseală. Era speriat. Poate că totuși i s-a părut, pentru că deja după câteva clipe, Olga era la fel ca de obicei ironie, calm și încredere în sine. Chiril a mai gândit mult la acest eveniment. Nu știa dacă ceea ce văzuse în ochii Olgei pentru câteva momente era adevărat, sau dacă a fost doar o slăbiciune trecătoare. Dar știa un lucru cu siguranță, nu voia să fie fericit cu soțul Olgei și nu voia să o facă pe Olga nefericită. A doua zi după întâlnirea întâmplătoare din parcarea subterană, Olga l-a sunat pe Chiril. Chiril, salut! A început Olga conversația într-un ton foarte afectuos. Cum te descurci? Cum e viața? Mulțumesc, Olga, sunt bine. Chiril a decis să-i susțină sora și a folosit un nume pe care îl spunea în copilărie. Hai să ne întâlnim, să vorbim. De mult nu am stat de vorbă doar noi doi, nu-i așa? Chiril nu era prost și înțelegea perfect despre ce voia Olga să vorbească desigur, despre el și soțul ei. Sigur, i-ai văzut atunci în parcarea subterană, știa totul și acum voia să discute cu el despre tot ce văzuse. S-au întâlnit într-un mic parc, nu departe de biroul companiei. Olga, ca întotdeauna, era sigură de sine și elegantă, ca de obicei. Chiril a remarcat cât de frumoasă era totuși sora lui. Dar cum îi lipsea atât de mult o anumită bâlândețe, o feminitate? ceea ce îi plăcea atât de mult la Valia. Olga s-a așezat lângă Chiril pe bancă și a aruncat cu un gest efectiv piciorul peste picior și a început să vorbească. Ei bine, să lăsăm la o parte probabil toate întrebările despre sănătate, despre treburile nepoților, da. Olga, se pare, era hotărâtă să meargă direct la subiect și nu avea de gând să o colească. Bine, să facem asta. Chiril, ce să mai spun, se titra disperat în interior, dar în exterior părea complet calm, se uită la Olga. Chiril, te-am văzut ieri cu o femeie. Ești un băiat mare, trăiești propria ta viață, câștigi bani, ai dreptul să faci tot ce vrei. Olga în conversație se repezea înainte ca un tank. Dar nu crezi că... Olga, spune-mi. Tu însă ți-ai făcut vreodată ce ai vrut. Doar ceea ce vrei tu foarte mult. Ceea ce consideri doar tu a fi corect și necesar. Chiril a întrerupt-o pe soră pe neașteptate. Tancul s-a împiedicat și s-a oprit. Adică nu înțeleg. Ce înseamnă ce am vrut? Și, în general, ce treabă am eu cu asta? Noi vorbim acum despre tine, Chiril. O cunosc pe această fată, am văzut-o de câteva ori la birou. Noi. Această rasă de femei, nu le înțeleg. Chiril a ridicat mâinile în semn de avertisment. Chiril nu ascultă, Olga a sărit în picioare și s-a așezat în fața fratelui său. Ea ți se pare un simplu, un creat bun. Un fel de încarnare a unui ingeraș roscat. Doar că îi lipsesc aripioarele de pe spate, nu fi prost. Olga deja aproape că striga, câțiva trecători din apropiere au început să se uite la ei. Chiril a luat-o pe soră de mână și a așezat-o pe lângă el. El însuși a continuat să tacă. Este clar că calmul lui Chiril a avut un fel de efect asupra Olcei, Ea a început următoarea să atac asupra fratelui său într-un ton mult mai calm. În general, trebuie să-i dai credit, te-a prelucrat în mod magistral, nu pot să spun nimic, chiar îi invidiez. Aș vrea să am un astfel de farmec și de prindere. Aș fi deja sedus iadul însuși. Olga dragă, ce vorbești, tu nu o cunoști deloc pe Alina. Kiril înțelegea că era fără speranță, dar totuși a decis să încerce să vorbească cu sora lui. Ea nu are nevoie de nimic de la mine, înțelegi, nimic, doar e un sum. Ne simțim bine unul cu celălalt și atât. Dar cum să-ți explic asta? Toate acestea nu au nicio legătură cu banii, cu afacerile, cu puterea, ea nici măcar nu vrea să se căsătorească cu mine, îți imaginezi. Chiril a încercat să ajungă la sora lui cu cuvinte și argumente cât mai simple. Olga, ea nici măcar nu ia bani de la mine, spune că nu are nevoie de nimic. Sora l-a privit pe Chiril cu fric și cu o zâmbire disprețuitoare. Știi, Chiril, într-un film vechi era o frază minunată. Când văd în fața mea o persoană care spune că nu are nevoie de nimic, înțeleg că are nevoie de tot. Nu există oameni care nu au nevoie de nimic, nu există în natură, înțelegi. Chiril și-a închis ochii cu oboseală. El și-a dat seama că era inutil să se certe cu Olga, să încerce să-i dovedească ceva. O persoană rea nu va înțelege niciodată bunătatea. Murdăria va încerca întotdeauna să murdărească puritatea. Își iubea foarte mult sora, dar înțelegea că o persoană nefericită nu va crede niciodată în fericirea altora iar faptul că Olga însă și era nefericită, el l-a înțeles în cele din urmă. A văzut din nou în ochii ei tristețea și plictisiala, pe care le prinsese odată accidental în privirile ei. Măcar gândește-te la tată. În cele din urmă, Olga a scos în luptă artileria grea. Îl vei ucide cu asta. Chiril a privit-o pe sora lui cu interes. Serios, Știi, cred că în lume nu au fost încă inventate cuvinte care ar putea ucide pe tata. Bine. Kiril s-a ridicat, hotărât să pună capăt acestui dialog absurd. Îi voi spune eu tatălui totul. Nu voi renunța la Alina, indiferent ce se va întâmpla. Trebuie să plec, Olga, transmitele un salut pleșoșilor mei preferați. Chiril a vrut foarte mult să încheie conversația groaie și absurdă cu sora lui cu ceva bun. A încercat să o sărute pe obraz, dar ea a evitat-o cu hotărâre. Și el a trecut doar nesigur cu fața pe umărul ei. Bine, trăiește-ți viața. Doar nu crede că vom sta cu mâinile în sân și vom privi cum îți pierzi viața. Olga a rostit cuvintele cu o voce semnificativă și a pornit hotărât pe alea parcului. Chiril era hotărât să vorbească cu tatăl său a doua zi. Ca și cum ar fi ghicit dorința lui în seara aceea, Sergei Kirilovic a sunat pe fiul său și l-a rugat să vină neapărat la birou a doua zi dimineață. În dimineața următoare, Kiril a intrat în imensul birou al tatălui său. De-a lungul multor ani, el venise aici de câteva ori pe săptămână, dar de fiecare dată era uimit de sterilitatea acestei încăperi. Iar biroul se potrivea surprinzător de bine tatălui. Aici se înțelegea imediat cine decide toate problemele unei companii uriașe. Vocile se potoleau involuntar și se părea că oamenii care intrau în cameră se făceau cumva mai mici. Sergei Kirilovic era un om puternic, autoritar și incredibil de inteligent. Cu o intuiție uimitoare și o prindere de fier, el își atingea întotdeauna obiectivele. În același timp, nimeni și niciodată nu l-ar fi putut acuza de neînfrânare sau de grosolănie. Nu avea nevoie să strige, să bată din picioare sau să-și piardă cumpătul pentru a-și atinge scopul. Oamenii făceau deja tot ce voia el. Ei bine, aproape întotdeauna. Pentru că Kiril, care intra acum în biroul tatălui său, avea de gând să procedeze împotriva voinței lui. Și mai era hotărât să nu iasă de acolo până nu va rezolva totul definitiv. Tatăl a întâlnit pe Kiril în mijlocul biroului i-a strâns mâna, iar apoi, parcă nu s-ar fi putut abține, l-a îmbrățișat pe fiul său. Era destul de neobișnuit pentru el. Chiril își cobor involuntar ochii. Totuși, era foarte greu să începe o conversație dificilă, dar era necesar. Tată, trebuie să vorbim cu tine foarte serios, înțelegi. A început Chiril. Așteaptă, fiule, l-a întrerupt brusc tatăl său. Și asta era, de asemenea, foarte neobișnuit. Sergei Kirilovic nu-și întrerupea niciodată interlocutorul, îi dădea întotdeauna posibilitatea să-și spună tot ce avea de spus. El spunea adesea, dacă nu-l asculți pe cineva, nu-l vei înțelege niciodată. Deodată surprins, Kiril a tăcut. Tatăl a mers de la birou la fereastră și înapoi și s-a oprit brusc în fața fiului său, care stătea întins în scaun, pe fața lui era o mare îngrijorare. Doamne, oare Olga a reușit să le nerveze atât de tare? A gândit Chiril cu tristețe. Avem probleme serioase, a spus tatăl, fără introduceri, așa cum făcea întotdeauna. Filiala noastră de producție a oprit astăzi linia. Sergei Chirilovic a tăcut, presupunând că i-a dat fiului său suficientă informație pentru a reflecta și a trage concluzii. Și așa a fost. Chiril, care cunoștea perfect situația din companie, s-a gândit. Filiala despre care vorbea tatăl său era, de fapt, un producător, o fabrică care producea echipamente rare și foarte dificil de asamblat. Contractele pentru livrarea acestui echipament prevedeau sume atât de mari încât pierderea lor ar fi amenințat compania nu doar cu neplăceri, ci cu o adevărată nenorocire. Trebuie să rezolvi asta cât mai curând posibil. Ai nevoie de mine acum ca de cel mai bun manager al meu. Oprirea are legătură cu emisiile în mediu. În afară de tine, nimeni nu poate rezolva asta. Tatăl părea îngrijorat și obosit. Chiril nu-l mai văzuse așa de mult timp. Sigur, tată, voi face totul. Când să zbori? Avionul pleacă în 2,5 ore. Mașina te așteaptă. Sergei Kirilovic i-a întins fiului său mână. Problemele pe care Kiril trebuia să le rezolve într-un alt oraș erau într-adevăr serioase și i-au luat aproape două săptămâni. Kiril o suna pe Alina în fiecare zi și, după conversația cu ea, viața lui părea brusc mai strălucitoare. Nu s-ar fi gândit niciodată că cuvintele simple, care nu înseamnă nimic, pot însemna atât de mult. Se salutau vesel, întrebau de vreme, de sănătate și de treburi, deci, de fapt, se bucurau pur și simplu să audă vocile unul altuia. Mă aștepți? o întreba Chiril. Sigur, foarte mult, îi răspunde Alina. Așa au continuat timp de câteva zile, iar apoi. Telefonul Alinei a tăcut. La început, Chiril nu s-a îngrijorat. Până la urmă, cine știe de ce nu răspunde la telefon, poate s-a stricat, poate l-a pierdut sau i l-au furat. Cu toate acestea, cu fiecare zi, îngrijorarea lui creștea. Nu înțelege acest tăcere ciudat. Nu îi putea găsi o explicație. În cele din urmă, după ce a rezolvat problemele cu lansarea fabricii, a plecat înapoi de-a lungul drumului, tot din nou și din nou își forma numărul de telefon al Alinei și tot din nou și din nou asculta mesajul mecanic care anunța că abonatul nu este disponibil. Ajuns în orașul său natal, primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă la micul apartament pe care îl închiria Alina. În tot timpul relației lor, Kiril nu a reușit să o convingă să se mute la el. Ea se ținea cu încăpățânare de independența ei. A sunat la ușă și ascultă, în apartament domnea o liniște de plină. Bineînțeles, spuse el și se lovi pe frunte. Ea e la serviciu acum. Chiril a intrat în birou ca un uragan, răspunzând la saluturile bucuroase, zâmbetele și strângerile de mână. O căuta pe Alina cu privirea. Și dintr-o dată a văzut o femeie cu o măturică, care, cu un aer incredibil de responsabil, mătura sub mese. Cine este? a întrebat el cu un glas calm. La biroul managerului de birou Svelana, care se afla întâmplător în apropiere. Unde? Se uită Svelana în jur. Acolo, acea doamnă. Aceasta este noua noastră femeie de serviciu, în locul șatenei. Lucrează de câteva zile deja. Parcă nu este rău, nu. A întrebat Svelana, surprinsă de interesul lui Kiril pentru personalul de întreținere. Iar cea din tâi, unde este șatena, cu care vorbeai și gura nu ți-asculta. A fost concediată sau a demisionat? O, nu știu detaliile. Svelana se uită cu surprindere după Kiril, care pleca repede. Kiril s-a întors din nou la adresa la care locuia Alina. A sunat la ușă mult timp, până când pe palier a ieșit o femeie în vârstă din apartamentul vecin. Ce faci, de ce faci zgomot? A privit femeia cu severitate și neîncredere. Îmi pare rău, caut o fată, ea locuiește aici. Pe Alina, nu cumva? Alina. Privirea femeii s-a înmuiat. Păcat că a plecat. Fată bună, liniștită, ordonată, politicoasă. Acum o să vină altcineva, cine știe cine, să ne chinuie pe aici. A plecat? Unde? Chiril nu înțelegea nimic. Păi eu de unde să știu unde a plecat, s-a despărțit și a plecat, a spus acasă. Chiril nu înțelege absolut nimic din ce se întâmpla. Unde dispăruse Alina, de ce plecase fără să-i lase niciun semn. Și mai ales, de ce făcuse asta. Chiril stătea în biroul său, cu capul în mâini și cu privirea îngropată în birou, când, deodată, s-a îndreptat brusc. Ce a spus Olga la revedere, la ultima noastră discuție? nu cred că vom sta să vedem cum îți distrugi viața. Așa s-a exprimat, se pare. Ei bine, totul este clar. După câteva minute, Kiril a intrat în biroul tatălui său. Bine că ai venit, mă gândeam că nu te mai aștept. Zici că ai venit, ai alergat și iar ai plecat, tot alergi. Tatăl zâmbea bucuros, întâmpinându-le pe Kiril în mijlocul biroului. Trebuie să-ți spun că, oricât ai alerga, ai rezolvat problema noastră cu brio, maestru. Sergei Chirilovic a luat fiul de mână, iar cu cealaltă l-a îmbrățișat pe umăr. Mă gândeam să sărbătorim cu ceva. De mult nu ne-am mai văzut. Kiril, ce s-a întâmplat cu tine deodată? A întrebat tatăl, observând în sfârșit expresia mohorâtă a feței și tăcerea fiului său. Tată, până la plecarea mea în birou lucra o fată. Alina, o femeie de serviciu, iar acum nu mai este aici, și vreau să știu de ce. Chiril îl privea așteptând pe tatăl său. Fața tatălui său a căpătat expresia obișnuită, severă și oficială. A lăsat mâna fiului său și s-a așezat înalt în fotoliul său. Am considerat că problema nu există și nu aveam de gând să discut despre asta. Problema există, și va trebui să discutăm despre ea pentru că este mult mai gravă decât crezi. Kiril vorbea cu tatăl său în același ton sec, oficial. Niciodată nu m-am gândit că vom discuta despre probleme legate de angajarea și concedierea femeilor de serviciu. Tatăl îl privea pe fiul său cu ironie. Oprește-te, tată, nu te preface că nu înțelegi despre ce vorbesc. Ascultă, Kiril. Olga mi-a povestit despre această ta pasiune, dar știi, nu i-am crezut e o prostie totuși, tu și o oarecare fată roșiatică din sat. Chiril chiar e de ajuns, nu mai pierde timpul meu și al tău. Mai bine spunem ca un tată. Chiril a întrerupt pe tatăl său, aproape pentru prima dată în mulți ani. Îmi place această fată roșiatică din sat. Și aveam de gând să-ți spun despre asta înainte de plecarea mea, și faptul că tu ai scăpat de ea așa în spatele meu, în timp ce eu nu eram, nu schimbă nimic. Așadar, Kiril, tatăl s-a plecat spre el și a vorbit cu un ton furios și rece. Poate că nu înțelegi ceva. Tu ești eu. Tot ce ești tu este făcut de mine, auzi. Ești afacerea mea comercială, în care am investit ani de zile bani și forță. Și nu te voi lăsa să o distrugi, înțelegi dacă te-ai decis să te întâlnești cu o țărancă săracă, atunci asta e problema ta. Doar să știi că nu vei avea niciun ban, îți voi bloca toate cardurile, nici măcar nu vei putea folosi mașina. Te voi face să te tărăști în genunchi la mine. Nu vreau să mai aud de tine. La Sergiu Chiril, care era întotdeauna atât de reținut și corect, era aproape o criză de nervi și ultimele fraze le-a spus practic strigând. Chiril a privit cu amărăciune pe taică său și a plecat. Când a ajuns la ușa biroului, Chiril s-a întors brusc spre taică său. Știi, tată, a fost interesant să aud de la tine că, de fapt, sunt ceva de genul unui depozit pe termen lung. Am crezut întotdeauna că pentru tine sunt mai întâi și înainte de toate fiul tău. Chiril, din fericire, știa numele satului în care s-a născut Alina. Odată ea s-a destăinuit și a povestit puțin despre copilăria și viața ei, deși a atenuat semnificativ toate acele dificultăți și probleme pe care le-a întâmpinat zilnic de mulți ani. Dar faptul că pe gâtul ei subțire, de fapt, stăteau doi copii, a reușit să înțeleagă. Era sigur că tocmai aici, la fratele ei, sora ei și bunica ei, Alina a plecat din oraș după concedierea ei. Făcând în sat destul de mult zgomot cu apariția sa, aspectul și întrebările sale, el a aflat în cele din urmă adresa casei bunicii Alene. Cu inima bătând, el a deschis ușa grea și a intrat în acea casă veche. Alina, șocată, stătea în mijlocul camerei și tăcea. S-au uitat unul la celălalt și nu știau ce să spună. Nu aveau cuvinte nici el, nici ea. Nimic, așa că drăguț, a spus brusc bunica Alene în tăcerea totală dar intră ce stai ca înfipt în pământ. Tatăl, desigur, nu a îndeplinit toate amenințările cu privire la lăsarea lui Kiril fără niciun ban. Desigur, banii la Chiril erau și după standardele satului. El putea fi considerat un bogătaș. Averea de pe cardul bancar al lui Kiril a fost suficientă pentru a repara casa, pentru a cumpăra un jeep japonez vechi și pentru a cumpăra câteva haine pentru tineret, așa cum îi spunea bunica copiilor săi care au crescut brusc. Iată! În sfârșit suntem egali, niciun ban, niciun business. Acum, așa că te vei căsători cu mine. Kiril se uita la Alina cu iubire. Și acum, ce-mi trebuie de la tine? Niciun cont bancar, niciun apartament, niciun loc de muncă, nici măcar un costum și același. Se distra Alina. Aici am o mulțime de tineri fără tine, cu case și mașini. Nu te pierde. Ei bine, știi, tu nu mă scoți din calcul. Iată, printre altele, m-am angajat deja aproape la muncă. Vom construi aici o fabrică de furaje, dar nu crezi că nu pot face nimic fără tatăl meu. Am și legături și experiență. Am lucrat 20 de ani în companie. Totul, totul, Chiril, totul am înțeles. Alina i-a închis cu o palmă gura lui Chiril, care se agita. Totul am înțeles, pot fi liniștită pentru toți noi, pentru mine și pentru copil. Pentru ce copil? Chiril a privit-o pe Alina cu neînțelegere. Pentru copilul nostru, nu pentru al tău. Alina a spus încet. A trecut un an. Chiril a găsit subcontractori și investitori și a construit într-adevăr o mică fabrică de furaje la ceva distanță de sat. În general, poluează mediul, așa cum bârfește bunica. Alina a petrecut cea mai mare parte a timpului acasă cu fiul ei, Sergei, care s-a născut foarte asemănător cu Chiril, dar spre deliciul tatălui său, cu ochi albaștri. Așteaptă, Alca, acum vom câștiga bani, îți voi construi o casă așa, cu apă curentă, încălzire, în general, numai rău decât în oraș. Chiril, ca un băiat, se bucura de fiecare idee a sa și credea cu pasiune în ele. Ascultă, Chiril, a spus periodic Alina, urându-se pe sine în aceste momente. Înțeleg totul noi, casa, fabrica, planurile, dar tu te-ai obișnuit cu o altă viață. Chiar ți se pare bine aici, la sat. Îmi pare bine acolo unde ești tu și Serghei, iar tot restul nu are nicio importanță. Chiril a oprit-o bâlând, dar ferm pe Alina și a sărutat-o. Ea i-a zâmbit fericită frumosului ei prinț. Totuși, povestea cenușăresei s-a dovedit a fi adevărată. A mai trecut un an. Lângă vechea casa a bunicii, cu un neîntâlnit aici în ploare, a început construcția unei noi case. Într-o seară caldă de mai, micul Sergei băcă prin curte, scăpând cu succes de bunica sa oftătoare. Și cei 16 ani Svelana, care termină școala, și cei 13 ani Cors, cu mare plăcere, completau această agitație. La casa lor se apropia încet un uriaș și puternic. Oprindu-se puțin în lateralul porților vechi, mașina a rămas nemișcată câteva momente. Nimeni nu a ieșit din ea, ca și cum cel care a venit în ea până la ultimul moment decidea ce să facă mai departe. În cele din urmă, ușa s-a deschis și din mașină a ieșit un bărbat înalt, cu părul cărunt, cu o față autoritară și hotărâtă. De la figură emana o încredere și o forță de neclintit. Bărbatul s-a uitat în jur și a pornit spre poartă rămâneau doar câțiva pași, iar bărbatul își întindea deja mâna pentru a deschide poarta, când, din târă odată, de dincolo de gard s-a auzit un strigăt îngrijorat al unei femei. Sergei Kirilovic, ce faci? Ce faci? Vei cădea imediat. După o secundă a sunat o palmă puternică, iar o clipă mai târziu un urlet asurzitor de copil. Deținătorul numelui de familie și al patronimului Zimin, evident, a confirmat pe deplin temerile femeii cu privire la cădere. Sergi Kirilovic Bărbatul în vârstă s-a oprit și a tremurat. Ca la un șoc. Apropiindu-și mâna de față, și-a acoperit ochii. Bună, tata, a răsunat în spatele lui. Bărbatul s-a întors încet. Kiril stătea și se uita la tatăl său. Bătrânul și-a înlăturat în cele din urmă mâna de pe față și pentru prima dată în viața sa oamenii au văzut pe fața lui Sergi Chirilovic în lacrimi. A doua zi seara, tatăl pleca în oraș. Abia desprinzându-se de nepotul tocmai găsit, a ieșit afară împreună cu fiul său. Kiril, vreau să te rog. te întorci, nu-i așa. Îmi este foarte rău fără tine. Îți voi aștepta și pe tine, și pe Olga și pe Serghei. La gândul la nepot, fața dură a vechiului om de afaceri s-a topit într-un zâmbet fericit. Pai, tu ești om de afaceri! Trebuie să înțelegi: am o afacere aici, un combinat, nu pot să renunț la tot așa. Și dacă sincer, îmi place să trăiesc aici, ne place. Aici totul este uman, sincer, înțelegi. Bătrânul a privit mult timp fiul în ochi. Înțeleg. A mers la mașină, dar brusc s-a oprit, s-a întors și s-a apropiat din nou de fiul său. Ascultă, Kiril. Tatălui era greu să vorbească, dar a ridicat ochii și a continuat. Trebuie să-ți mărturisesc ceva. I-am oferit online bani atunci, dar ca să renunțe la tine. Și i-am spus că vei alege banii și afacerea, ei sunt ei. S-a uitat la mine așa, mai bine aș fi scuipat în față vechiului prost. Niciodată nu îmi voi ierta asta, niciodată. Dar ea te-a iertat de mult, tată, și eu am iertat. Te iubesc, tată. Doi bărbați, tată și fiu, stăteau strâns îmbrățișați, iar dincolo de gard râdea cu poftă micul lor moștenitor.